Bună dimineața, bine v-am găsit la un nou video. Am tot primit întrebări dacă a dat grindină, cu ce trebuie să stropim atât pomii fructiferi, legumele, vița de vie, mai ales unde s-au ales fructele și fructele sunt destul de mărișoare. Ei bine, după cel mai bine ar fi să nu avem problema aceasta după ce a plouat cu grindină. Cel mai bine e să folosim un produs pentru a cicatriza imediat cum se oprește și se usucă după fructe, după ce se trage apa, să aplicăm un produs care să cicatrizeze. Iar unul din aceste produse poate să fie Captadin. Captadin conține ca substanță activă captan, 80%, și după mine cred că e cel mai bun cicatrizant ca să nu se instaleze putregaiurile sau alte boli. El îl folosim în doză de 15-20 de grame la 10 litri de apă. Sau alt produs foarte bun cicatrizant, Funguran, care conține cupru. Păi el îl folosim în doză de 30 de grame la 10 litri. Sau mai sunt și alte fungicide, tot pe bază de cupru. Shamp 77WG, care îl folosim tot așa în doză de 20-30 de grame la 10 litri de apă. Sau Cupridin, tot așa în doză de 20-30 de grame la 10 litri de apă. Ei bine, dacă cumva vom avea problema aceasta, e bine să folosim cât putem de repede și să aplicăm o stropire cu unul din aceste produse. Vă mulțumesc și sper că a fost de folos acest video și dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la canalul meu și o să vă țin la curent cu cât mai multe lucruri care vă sunt folositoare dumneavoastră. La revedere!